Salut, Răzvan! Salut, Paul! Mă bucur că am prins un pic de timp în cantonament. Știu că programul este destul de strict, sau neapărat strict, dar intens așa și mai greu prindem timp liber. Vreau să vorbim un pic despre tine și aș vrea să știu cum este Răzvan Patriche în afara terenului de fotbal. În viața de zi cu zi? Da. Am o viață foarte agitată, o viață normală. Mă trezesc în jur de 7-7 jumate dimineața. Împreună cu soția pregătim copiii de școală. După care plec la antrenament. Ajungem la antrenament, mai bem o cafea, mai mâncăm ceva. După care intrăm în sală, facem prevenție. După care începe antrenamentul. Refacere, masă, odihnă. După care, când ajungem din nou acasă, iar ne ocupăm timpul cu copiii și cam asta este, în deci, mare parte, o zi obișnuită de-a mea. Deci, în afară de antrenament și fotbal, în timpul se rezumă la partea de familie. Da. La familie, copii. Da. Chiar apropo de copii, băiatul îți calcă pe urme, e atras de fotbal? Da, este foarte pasionat de fotbal. Mai ales de când am ajuns la Dinamo, cu această emulație care este în jurul echipei, este foarte fascinat și urmărește foarte mult știrile, tot ce înseamnă Dinamo. Joacă și el fotbal. Da. Da. Și mă bucur că îi place, îi place foarte mult și de ce nu poate ajunge și el pe urmele mele, ca să zic așa, poate chiar mai bine. Da, cred că am și văzut la meciuri, de fiecare dată la final, copiii sunt acolo, îi văd cu tine. Da. Deci vin la toate meciurile, cel puțin meciurile din București. Da, la meciurile de acasă. Vin mereu, mă întreabă când ai meci, vor să vină. Da, le place, mă bucur că le place și e normal, da, și ce să nu-ți placă. Sunt oricum mândri de tatăl lor care este acolo, e normal să se bucure, să trăiască momentul ăsta. Și fata? Sport? Da, fata face și ea, la gimnastică. La gimnastică îi place. La Dinamo? Nu la Dinamo. Ok. Nu. Deocamdată ne rezumăm la... ne învârtim în cartier, că știți cum e cu timpul, este da. Foarte greu să... dacă trebuie să-i duci la fotbal sau la gimnastică în altă parte. Exact. Mai ales în București pierzi foarte mult timp pe drum și deocamdată, când s-or face mai mari, să meargă unde vor ei. Vreau să te întreb de dacă ți-ai făcut așa o statistică. Am văzut că pe teren ești foarte vocal, îi coordonezi foarte bine pe coechipieri. Așa, cam din 90 de minute de meci, cam cât crezi că acoperi strigând la ei? Cred că vorbesc în continuu. Da, așa este stilul meu și pe mine asta mă ține în meci. Mă ține în priză când vorbesc cu ei, când comentez meciul, practic. Stânga, dreapta, ei, coboară. Asta mă ține pe mine concentrat în meci. Și cred că și pe ei îi ține cumva în meci. Pentru că... bănuiesc că îi ține și pe ei, da. Da, asta este o... ca să zic, o calitate, că nu foarte multă lume poate să-și vorbească, să-și facă în același timp. După retrogradarea de anul trecut și toate schimbările care au fost legate de lot, te așteptai atunci, mă refer exact în momentul acela sau perioada imediat următoare, te așteptai să reveniți atât de rapid? Nu cred că se aștepta nimeni să revenim atât de rapid. Când am început, țin minte acum în vară, când am început Liga a doua, era o incertitudine, nu știa nimeni nimic. Se tot vehicula pe la televizor, prin presă, anumite chestii, că Dinamo nu mai începe, că retrogradează. Nu se știa nimica. Dar am luat-o împreună cu colegii care au rămas, care au venit. Cu Mister m-am luat-o pas cu pas și Mister ne-a zis mereu, aveți răbdare, o să meargă și jocul, o să începem să jucăm. Și uitați că ușor, ușor echipa s-a omogenizat, a început să joace și
și cum nimeni nu ne dădea nicio șansă și la început fugea toată lumea de Dinamo când auzea de Dinamo. Ce să facem la Dinamo să mergem? Uitați că oamenii ăștia, nebunii ăștia care au rămas aici, zic eu că am făcut un lucru extraordinar. Am observat foarte mulți oameni aici care pun pasiune în ceea ce fac. Mă refer și la staff, nu doar la jucători, inclusiv la staff. L-am văzut pe Mădălin, preparatorul fizic, pe Caparco, pe antrenorul cu portarii, nu mai zic Ovidiu, antrenorii Sorin și Neiulică. Toți pun pasiune și eu, cel puțin de când sunt aici, n-am auzit odată o discuție legată de bani. Adică tot timpul se vorbește despre fotbal, despre echipă, despre se fac analize foarte multe și eu zic că asta a fost cheia. Oameni care au tras în aceeași direcție și care au venit cu și au pus toată pasiunea în zona asta. Exact așa cum spui și tu. Toată lumea a tras la aceeași căruță. Am fost toți împreună, orice s-ar fi întâmplat, că am trecut prin momente foarte dificile și momente grele, dar mereu toată lumea am fost uniți și am mers în continuare pe același drum. Da. Am mai luat o parătură din când în când, dar da. Până la urmă grupul care s-a format și toată lumea care a pus pasiune și a pus suflet și s-a văzut la final. Da, rezultatul a fost pe măsură. Da, plus că și suporterii au fost mereu alături de noi, au venit plus la fiecare meci, care ne-au încurajat mereu și când am pierdut și când am câștigat, ei au fost alături de noi și au știut prin ce trecem și da. Mă bucur că la final am putut să le facem și lor o plăcere, o bucurie. Cred că suporterii sunt mereu alături de echipă, că împreună cu ei am ajuns aici și vor fi în continuare alături de echipă, pentru că este echipa lor de suflet și și la bine și la rău ei au fost alături și vor fi în continuare alături de echipă. Echipa trece prin momente, nu știu să spun exact, bune sau rele, dar trece prin anumite momente și suporterii au fost alături de echipă, fiecare cum a putut în felul lui să ajute, indiferent de situație. Și asta este un lucru foarte important. Îți mulțumesc mult, Răzvan. Spor la antrenament în continuare, la zilele de cantonament care au rămas. Doamnește. Mulțumesc frumos. Mersi. Ceau.